În prezent, în municipiul Deva funcționează un număr de 424 de asociații de proprietari. Dintre acestea, mai mult de jumătate, adică 235, sunt în afara legii pentru nedepunerea situației financiar-contabile semestriale a asociației. Această obligație îi revine administratorului, iar Direcția de Asistență Socială Deva va notifica până la sfârșitul acestei săptămâni asociațiile de proprietari pentru a intra în legalitate. Asociațiile somate au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a transmite municipalității situația soldurilor, elementelor de activ și pasiv existentă la data de 30 iunie 2021. În caz contrar, administratorii acestora riscă amenzi de până la 5.000 de lei, care vor fi plătite din contribuțiile galere partizate pe fiecare apartament din cadrul asociației în parte. Direcția de Asistență Socială Deva continuă campania de conștientizare a asociațiilor de proprietari în vederea intrării în legalitate. Până în prezent, dintr-un total de 424 de asociații câte activează în municipiu, doar 235 au depus situația activului și pasivului pe primul semestru al acestui an. Membrii asociațiilor trebuie să știe, să conștientizeze faptul că dacă aceste situații financiar-contabile nu sunt depuse, riscă amenzi de până la 5.000 de lei plătite de către asociația în sine. Nereguli sunt însă și la asociațiile care au depus situația financiară contabilă. Astfel, evidențele Direcției de Asistență Socială Deva arată că aproape o treime dintre asociațiile de proprietari care au transmis administrației locale situația financiar contabilă întocmită la sfârșitul lunii iunie acestui an nu dețin un cont bancar sau nu au constituit fondul de rulment ori fondul de reparații. Aceste asociații vor fi la rândul lor notificate de către Direcția de Asistență Socială Deva cu privire la respectarea prevederilor legale, iar cele care nu pot face dovada deschiderii unui cont bancar sau a constituirii fondului de rulment și de reparații riscă amenzi de până la 10.000 de lei. De asemenea, dintre cele 235 care au depus totuși situația activ-pasiv, au alte nereguli vis-a-vis de fondul de rulment, fondul de reparații și lipsa unui cont bancar deschis. În aceste situații, contravenția conform legii este de până la 10.000 de lei. Lanțul de nereguli continuă și în ceea ce îi privește în mod direct pe administratorii asociațiilor, o parte dintre aceștia neavând absolvit cursul de calificare profesională în domeniu, lucru care devine obligatoriu de la începutul anului viitor. Totodată țin să reamintesc asociațiilor că administratorii, pentru a putea fi în legalitate în continuare, începând cu 1 ianuarie 2022, trebuie să termine cursurile de calificare profesională conform legii. Reprezentanții asociațiilor de proprietari, dar și proprietarii de apartamente pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva consiliere în privința obligațiilor și drepturilor care le revin potrivit legii în administrarea proprietății comune. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755 878 637 sau 0254 218 030 tasta 7 de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri, în intervalul orar 8-14.